Bună ziua, domnule primar! Bună ziua și bine ați venit! Bine v-am găsit la primăria municipiului Călăreș. Domnule primar, mulți călăreșeni se întreabă, dar ce mai face primarul nostru, Marius Dulci? Așa cum am promis, în fiecare zi sunt pe teren, chiar dacă sunt văzut sau nevăzut, pentru că am promisiuni de onorat și așa cum ați văzut, am asfaltat deja 5 străzi, ultima am terminat-o strada stadionului, urmează și trotuarele de pe strada stadionului. Am pus deja în operă în prima rectificare bugetară și modernizarea și asfaltarea străzilor Zefirului, tronsonul de la Panduri la Nufărului și pe Luceafărului, tronsonul de la Panduri între blocuri până la Bulevardul Verșugului. Mulți călăreșeni mai întreabă când se termină de asfaltat cartierele, indică Mircea Vodă și mai ales cartierul Măgureni, strada Măgura, strada... Haideți să le luăm pe rând. În primul rând, în cartierul Măgureni am făcut toate demersurile, am dat toate acele străzi din lotul 2, le-am dat la CNI. Cred că luni cel târziu ducem următoarele avize la CNI și așteptăm o finanțare cu promisiunea de a obține o finanțare pentru acest lot. Și dacă se obține finanțarea, atunci este foarte bine că de la anul cred că putem să intervenim acolo. Oricum, străzile de Mircea Vodă și cele de Măgureni sunt o prioritate pentru noi. Așa cum știe toată lumea, am fost prezent în cartierul Măgureni din campanie și acum am fost în cartierul Măgureni. Acolo a fost o problemă cu antreprenorul care a câștigat acea canalizare, execuția la acea canalizare. În momentul ăsta am rezolvat și acea problemă cu dânsul. Sper că de săptămâna viitoare, dacă ne permite timpul, să intre cu forțe mai puternice ca să începem să demarăm lucrurile pe mai multe străzi deodată. Deci veștile sunt bune pentru că nu mai am acolo, antreprenorul mai are undeva, cred că 6 luni sau 8 luni de zile de execuție și atunci vreau să se respecte termenul ca să putem să facem o gândire cum intervenim cu asfaltul ca să aducem o modernizare cartierului Măgureni. Cetățenii de pe strada Mihail Pogălnicianu și Bulevardul Numai întreabă, domnul primar Dulce, își va onora promisiunile? Bineînțeles, aceste două străzi le am și pastedate la CNI. Dacă nu obțin finanțarea de la CNI pe ele, le voi ataca la anul ca să facem. În special, Mihail Pogălnicianu este destul de scurtă și putem să le facem cu forțele proprii, dar dacă avem oportunitatea de a depune la CNI aceste documente și putem să obținem finanțare, am optat și pentru asta, pentru că oricum în perioada asta nu trebuie să facem nimic. Domnule primar, în cartierul Măgureni este foarte mult de muncă și mai toți cetățenii întreabă, vrem pe strada Petroșani, pe Măgura, ar fi nevoie și pe Păcii, sunt străzile laterale? Deci acolo trebuie să ne gândim că sunt, în primul rând, trebuie să termin această canalizare menajeră și pluvială, pentru că am promis-o, este în lucru, se va lucra, să respectăm termenul. După aceea vom vedea pe strada Măgura și spre pompier, dacă asta ne spui, vom intra pe Poim, în următoarea pe program operațional de infrastructură mare, cu un program accesat de către EcoAqua, ca să putem să băgăm canalizarea acolo în zonă și după aceea să ne gândim la asfaltare. Dar până atunci, cred că voi intra cu o reprofilare ca să putem să nivelăm un pic zona respectivă. Chiar domnul Șerov indica că este mare nevoie pe strada Măgura, arăta gropile, apa și acolo a fost uitat de multă vreme acel... Așa cum am spus, tot cartierul acolo, inclusiv strada Măgura despre care vorbiți, au fost uitate în secolul XVIII, nu în secolul XXI, nu au ajuns. Cetățenii întreabă de pe municipiul Călăraș, zona centrală, Plevna, Rahova. Așa cum am spus, mă țin de promisiune. Am terminat și am semnat contractul de licitație, acum ne-am mișcat foarte repede, fiind un singur ofertant, pentru a moderniza strada Plevna, Rahova și Viitor. Da, este un proiect multianual de 12 milioane de lei, da, în care vom asfalta, vom moderniza toate aceste străzi. Ar putea începe domnule primar, lucrările curând? De la anul, nu ai cum să începe acum, până face alea, o să fie perioada de proiectare, de așezare, dar o să ne apuce primăvara. Adică eu cred că ritmul pe care l-am imprimat este destul de rapid. Da? După aceea am început să pregătesc devierea circulației de pe strada București, pentru că vom semna niște proiecte europene pentru a moderniza Bucureștiul. Și atunci trebuie să deviem traficul pe străzi asfaltate ca să fie condițiile cât mai bune. Strada Bivița, cum apreciați lucrările? Am cerut din nou un raport de lucru, pentru că dacă ține timpul cu noi, aș vrea porțiunea de la
strada Libertății, până la intersecția Grivița cu București, să ajung până la stratul de binder, adică primul strat de asfalt. În campania electorală ați identificat o problemă principală a municipiului, lipsa parcărilor. Unde ați construit parcări, domnule primar? Deci vă dați seama că n-am putut să le acopăr pe toate. Am identificat locuri unde putem să facem parcări, dar n-am făcut nicio parcare la momentul ăsta, că nu pot să atac totul dintr-o dată. Va continua ridicarea garajelor din zona, să spunem, de ție de sănătate publică? Nu pot să spun acum pe ce zone voi ridica, pentru că eu am un alt fel de plan de lucru. Întâi identific ce trebuie să fac în zona respectivă, după aceea intervin în zonă ca în momentul în care am ridicat ceva sau am demolat ceva, să pot în a doua zi să și intervin să modernizez zona respectivă. Fostul primar a indicat că urma instalarea 23 de intersecții semaforizate și a instalat decât una, anume la Grivița intersecției. Da, o să intrăm, este un program, avem un proiect european în care vor fi modernizate, sistematizate, urmărite cu camere de luat vederi, facem un sediu nou al poliției locale, în care o să fie și un centru de monitorizare și control la... Centrul poliției locale va fi tot acolo unde Moldoveni? Sigur. Privind sistemele de semaforizare, vor fi inteligente sau tot în acestea în care suntem nevoiți să așteptăm multe minute, exemplu la IPJ Călăraș sau la Volma? Eu cred că toate aceste sisteme de semaforizare sunt inteligente. Depinde de cum au fost programate. Depinde cum au fost programate și atunci vom opta la momentul respectiv în funcție de proiect și de calitatea acestora și de necesitățile pe care le avem în fiecare zonă. V-ați întâlnit cu călărășenii? Ce probleme arată ei, domnule primar? Deci problemele Călărașului sunt multiple, de la lipsa de locuințe, de la anvelopare, cum am mai discutat, sunt foarte multe. Dar tinerii, ca să trebuie să aducem investitori, locuri de muncă, trebuie să avem soluții la toate acestea, dar eu zic în timp. Cu consilierul local, cum mă apăcați, domnule primar? Mă înțeleg foarte bine. Contați și pe opoziția care spune că va avea un rol constructiv? Eu am spus întotdeauna că un consilier local, da, trebuie să facă o poziție constructivă. Cu siguranță nu voi duce în fața Consiliului hotărâri controversate. Vom duce hotărâri prin care să îmbunătățim calitatea vieții în Călăraș. Privind alegerile parlamentare, ați pregătit locațiile unde se vor desfășura? Bineînțeles. Bineînțeles că de fiecare dată primăria este pregătită cu tot ce trebuie pentru a avea aceste locații și pentru o bună desfășurare a acestor alegeri. Privind reluarea anului școlar, ce părere aveți? Se poate relua când se va ridica starea de pandemie? Nu aș putea să spun, fiind administratorul acestor instituții, este clar că le-am pregătit tot ce trebuie, numai că se pare că nu vom scăpa curând de această pandemie. Domnule primar, și un mesaj pentru călărășeni la sfârșit de emisiune. Este sigur, suntem niște oameni care vrem să facem tot ce este bun pentru Călăraș. Aveți încredere în noi, aveți încredere în mine. Cu siguranță nu voi dezamăgi. Vă mulțumesc. Mulțumim.